dimineața. Bine ne-am regăsit la o altă întâlnire dedicată politicii externe, organizată de Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Academiei Române. Inițial, proiectul nostru era Republica Moldova și Geopolitica Ortodoxiei, dar ne-am reîntors la Turcia, din motive pe care le știți cu siguranță, alegerile de acolo și posibile consecințe, discuțiile enorme legate de, probabil, așa cum se spune, cele mai importante alegeri din 2023. Pentru regiune, dar nu numai pentru regiune. Preambulul, de ce am făcut această discuție? Preambulul poate să sune felul următor. După criza din Statele Unite, 2008, 2009, 2010, cu repercusiunea europeană, unul dintre statele care a performat cel mai bine, practic nefiind afectat de criză, a fost Polonia. Un expert, un laureat al Premiului Nobel în Economie, europarlamentar polonez, a fost întrebat atunci: domnule, dumneavoastră sunteți un mare teoretician al perspectivelor economice, cum se poate ca în Polonia, care performează bine, care crește economic, care nu are probleme din niciun punct de vedere din această perspectivă, să fie un partid identitar foarte puternic, care crește, care guvernează, care nu e deranjat de nimeni, o Polonie care se ceartă cu Europa, etc. Iar răspunsul laureatului Premiului Nobel a fost: din punct de vedere al teoriei economice și al teoriei, acest lucru n-ar fi trebuit să se întâmple. Altminte spus, în Polonia nu trebuia să se întâmple politic ceea ce s-a întâmplat, pentru că trendul economic era pozitiv. Cam așa s-a întâmplat și în alegerile din Turcia. Din punctul de vedere al economiștilor, probabil că președintele Erdogan ar fi trebuit să câștige alegerile. Dar totuși le-a câștigat. Și din punctul acesta de vedere, sigur că suntem destul de precauți și nu vom cădea în această capcană de a economiciza totul sau de a încerca să înțelegem prin prisma economiei totul. Dar, paradoxal, într-un fel, s-a întâmplat că elementul economic să reapară în scenă, și ce ne interesează pe noi, în primul rând, este în ce măsură această dimensiune economică poate să modifice și alte perspective și percepții ale politicului de la Ankara. De aici și titlul pe care l-am ales, de la pivotul economic la pivotul strategic. Întrebarea dezbaterii de astăzi este dacă Turcia se va întoarce și în ce fel spre Statele Unite, înțelegând de data aceasta Occidentul. De ce? Primul telefon pe care... De unde a apărut această discuție? Primul telefon pe care președintele Erdogan l-a dat după ce a fost ales a fost către Mehmet Şimşek, cu care a stat de vorbă 2 ore și jumătate și pe care a încercat să-l convingă să se întoarcă în funcția de ministru de finanțe al Turciei, funcții pe care le-a deținut până în 2018. Sigur că dacă președinte proaspăt ales dă un telefon, nu e plauzibil că ideea telefonului a apărut în aceeași clipă. Probabil că ideea era de mult în mintea președintelui Erdogan. Cert e că l-a sunat, se pare că l-a convins. Altminte spus, după 2 ore și jumătate de discuții, Turcia a transmis un semnal că viitorul ministru de finanțe va fi un om consacrat, dacă vreți, în lumea finanțelor din Statele Unite, Merrill Lynch, Wall Street, deci tot tacâmul de rigoare. Președintele, guvernatorul Băncii Naționale din Turcia, doamna Erkan, este absolventă de Princeton, a lucrat la First Bank, Goldman Sachs, deci tot așa acreditată, oameni cu cetățenii americane, cetățenii britanice, oameni care fac parte dintr-un tip de establishment financiar politic american. Faptul că domnul Erdogan s-a orientat către acești oameni poate să spună ceva semnificativ. Sigur, se vorbește foarte mult faptul că în guvern este și Hakan Fidan, fostul șef al serviciilor secrete vreme de 11 ani, dar probabil că acolo este altă logică. Cert este că toți trei sunt vorbitori de engleză cu anumită reputație în spațiu anglosaxon. În plus, sunt și membrii ai guvernului de origine curdă. Deci, din punctul acesta de vedere, probabil că domnul Erdogan vrea să transmită un semnal. Ce ne interesează pe noi, inclusiv în această discuție, este cu ce efecte.
care vor fi efectele pentru lume, care vor fi efectele pentru America, pentru Europa, pentru Orientul Mijlociu și, evident, pentru Marea Neagră și pentru România. De ce face Erdoğan așa ceva? O face pentru că trebuie. Criza economică din Turcia este masivă. O face că dorește, o face că are un plan. Lucrurile acestea, sigur că sunt greu de descifrat, nici nu contează până la urmă rațiunea, contează faptul că o face și care sunt consecințele. Se poate imagina o modificare majoră în Turcia fără o schimbare structurală? Se poate face o modificare economică cu efecte semnificative fără ca structura, modul de funcționare a societății turcești, inclusiv la nivel politic, să se schimbe? E altă întrebare care merită să fie discutată și va fi abordată de noi. Poate Mehmet Şimşek să facă modificările în filozofia economică a Turciei cu domnul Erdoğan deasupra, controlând politic, practic, tot sistemul? Va fi lăsat să o facă? Și dacă va fi lăsat să o facă, cât timp va fi lăsat să o facă? Pentru că în discursul, primul discurs de investitură al domnului Erdoğan, după ce a fost ales președinte, unul dintre mesaje a fost foarte clar, este că avem alegeri locale în 2024, Istanbul, Ankara, Izmir, ne pregătim să venim, să câștigăm și aceste mari orașe din Turcia pe care președintele Erdoğan nu le controlează prin partidul său. Deci, pe de o parte, reforme economice masive care trebuie să vină, pe de altă parte, alegeri politice. Domnul Erdoğan a câștigat cu un bilanț economic foarte important. În ce măsură va fi dispus să sacrifice dimensiunea politică pentru anumite modificări economice, este de văzut. Următorul punct pe care o să-l abordăm este cum ne vom raporta, cum se va raporta Occidentul la Erdoğan. Ce va face Occidentul în această situație, care i-a cam zguduit un pic iluziile. Dacă vă reamintiți, presa dinainte de primul tur era aproape encomiastică, apropo de victoria Occidentului în Turcia, cu o lipsă de măsură care arăta că speranța pentru o schimbare în Turcia era, cum să spun, aproape o victorie strategică pentru spațiul occidental. Iată că nu s-a întâmplat. Din păcate sau din fericire, depinde cum te uiți la această situație, cum se va raporta Occidentul la Turcia? Cum mai vorbim despre regimul Erdoğan? Toate discuțiile acestea preelectorale despre dreapta, extrema dreaptă, coaliții de dreapta, sunt lipsite de relevanță. Dacă suntem foarte sinceri și ne uităm un pic la situația politică din Turcia, constatăm că astăzi la guvernare se află extrema dreaptă din toată perioada post-kemalistă. Practic, cei care erau oamenii răi, pentru care armata oprea alegerile și declanșa alegeri noi, atunci când se apropiau noi așa de putere, sunt acum la guvernare. Extrema dreaptă de atunci este acum la guvernare. Ce mai înseamnă extrema dreaptă astăzi în Turcia? Arătați-mi în spațiul european undeva o coaliție de extrema dreaptă, așa zicând, sau de dreapta, care admite 4 milioane de refugiați. Iar tabăra liberală, care s-a luptat cu președintele Erdoğan, promitea că îi va trimite acasă. Asta e paradoxul. Extrema dreaptă îi ține, liberalii vor să-i trimită acasă, adică cei 4 milioane de refugiați din Siria. Deci, din punctul acesta de vedere, probabil că vom asista în Turcia la o nouă redefinire a ceea ce înseamnă extrema dreaptă, partidele care sunt de extrema dreaptă, apropo de actuala ierarhie politică din Turcia, care e guvernarea, care este extrema. Urmează să vedem în ce măsură vor apărea aceste partide, cine vor fi. Nativiștii care vor să scape de migranți pentru că ei vor o Turcie pură, etnicistă, dură, în care sirienii n-au ce căuta. E interesant de urmărit inclusiv această dimensiune politică internă. Dar, repet, modul în care noi ne vom raporta la Turcia va fi semnificativ, inclusiv pentru regiune, pentru Europa, pentru Statele Unite. Și ultimul, evident, politica externă, care va fi iarăși abordat. Ce faci cu un președinte care probabil că joacă mai degrabă pentru cartea de istorie, mai puțin pentru prezentul imediat? Ce se va modifica? Cât se va putea modifica din proiectul de politică externă al lui Erdoğan astăzi? Pe relația cu Turcia, pe relația cu Statele Unite, vor fi aici, sigur, sunt aici experți care ne vor explica în ce măsură Suedia poate fi negociată cu F-16, F-35, în ce măsură Congresul american va fi dispus să facă aceste concesii, nu doar administrația Biden. E o discuție care merită făcută, pentru că ce se întâmplă acum în Turcia este existența unui
lider politic care în discursul lui de investitură a vorbit de viitorul secol. Turcii au centenarul în toamnă, adică sărbătoresc centenarul în toamnă, iar Erdogan a vorbit de următorul secol. Deci, practic, a fost secolul Kemal Atatürk, kemalist, urmează secolul care, pe care istoria îl va defini într-un fel sau altul. Dar un președinte care gândește așa, care vorbește despre viitorul secol, e greu de crezut că poate să fie, cum se spune, reorientat din rațiuni politice imediate, foarte concrete, foarte... Când un președinte se gândește la cartea de istorie, lucrurile sunt evident mult mai complicate. Dar în acest context, să vedem în ce măsură politica externă a Turciei poate să fie modificată. Și nu în ultimul rând, evident, Marea Neagră, România, Turcia, ce se mai întâmplă la Marea Neagră, unde situația este albastră în continuare. Cum ne vom raporta noi la Turcia? Ce se va mai întâmpla cu politica externă, apropo de Marea Neagră? Noi am încercat, cel puțin din 2005 încoace, să deschidem Marea Neagră, Active Endeavor, tot fel de misiuni, prezența occidentală la Marea Neagră, nu s-a reușit mare lucru. Ce vom face acum, când domnul Erdogan a luat iarăși în mâna sa cheile Mării Negre, iar Bucureștiul va trebui să-și reorienteze sau să-și regândească politica față de Turcia lui Recep Erdogan. Pentru această discuție, asta este meniul, și pentru această discuție am invitat experți care să acopere în fiecare fațetă acestor acestei realități foarte complexe numită Turcia post-electorală. Domnul Petrișor Peiu este directorul Fundației Universitare, directorul Departamentul Economic al Fundației Universitare a Mării Negre, care ne va acoperi dimensiunea politică a acestui, dimensiunea economică a fenomenului, cum arată Turcia astăzi din punct de vedere economic. Domnul Ionuț Cojocaru, care este un expert pe Turcia, spațiu turcic, care ne va vorbi un pic despre ce se întâmplă cu Turcia post-electorală, ce s-a întâmplat în alegeri și ce urmează. Doamna Olga Raluca Chiriac, iarăși o prezență inedită și domnia sa în dezbaterile noastre, se află astăzi în calitate de visiting professor la Universitatea din București. Dânsa se ocupă de războaiele hibride, atașată Universității West Point, este coordonator de programe acolo, război informațional, război hibrid și tot ce înseamnă acest lucru. Am invitat-o în special pentru a ne dezvălui câteva lucruri legate de relația bilaterală Turcia-Statele Unite, evident. În stânga mea, domnul Andrei Stoiciu, de la Directoratul General pentru Vecinătate și Negocierea Extinderii de la Bruxelles. Turcia e un subiect pentru Bruxelles, așa cum și Bruxelles este un subiect pentru Turcia. Doamna Ioana Constantin Bercean, expertă pe Orientul Mijlociu de la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Academiei Române și ultimul, dar niciun caz cel din urmă, nu poți vorbi despre Marea Neagră fără un general, domnul Paul Hurmuz, fost director adjunct al Diviziei de Inteligență a Corpului Militar Internațional al NATO. Domnia sa ne va vorbi despre Marea Neagră, perspective legate de Marea Neagră, ce se mai aude cu strategiile promise, așteptate la Marea Neagră ale partenerilor noștri, inclusiv cei strategici. Primul vorbitor, domnul Petrișor Peiu, despre ce se întâmplă acum concret cu economia Turciei, după care discuții plecând de la asta. Vă rog, domnul Petrișor Peiu. Mulțumesc. Aș vrea să spun că, fără îndoială, lumea nu așteaptă imaginea Turciei, pentru că, de fapt, nu asta este extrem de important acum. Lumea vrea să știe ce tocmai de astea o să trec foarte repede peste datele economice privind evoluția Turciei, pentru a ne opri asupra unei întrebări esențiale: cine a câștigat războiul din Ucraina, chiar dacă nu s-a terminat. Pentru aceasta am să arăt că Turcia este, din punct de vedere al prețurilor comparabile, a 11-a cea mai mare economie a lumii astăzi. Datele din 2022 ne arată că Turcia este după Brazilia și înaintea Franței.
Deci Turcia este o economie mai mare decât cea franceză, după date comparate, la paritatea puterii de cumpărare. Acum o chestiune, din punct de vedere nominal, a 17-a economie a lumii, a 17-a cea mai populată țară de pe planetă, deci undeva locul Turciei în primele 20 de economii ale lumii este firesc. În 2003, Turcia era 18-a economie a lumii, după, de ce spun 2003, pentru că atunci a venit la putere administrația regimului Erdogan, chiar dacă atunci însu era prim-ministru, ulterior a devenit președinte, nu am inclus datele despre poziționarea economiei Turciei la paritatea puterii de cumpărare, deoarece sunt foarte multe discuții privind modul în care se calcula în 2003, în cazul special al Turciei, această paritate. Deci putem doar să comparăm evoluția din punct de vedere al dimensiunii nominale a economiei Turciei, exprimată în dolar SUA. Din acest punct de vedere, vedem că, practic, Turcia a rămas acolo unde era. Iată care este evoluția economiilor importante din lume, evoluție prezentată de Fondul Monetar Internațional. Ceea ce este important, vedem aici cu linia roșie statele emergente și cele în curs de dezvoltare. Linia blu este lumea occidentală, statele dezvoltate. Deci a scăzut ponderea statelor dezvoltate, care mai reprezintă 41% din economia lumii. A crescut ponderea economiilor emergente și în curs de dezvoltare, 58% din economia globală. Observăm evoluția Turciei, linia aceasta de jos, care pe un astfel de grafic pare constantă. De fapt, evoluția din 2003 este impresionantă. O să revenim. Putem să spunem în concluzie, într-o primă concluzie, că Turcia rămâne în primele 20 de economii ale lumii, are progrese proporționale cu ritmul global de dezvoltare. Ea nu e dezvoltarea asta a Turciei nici mai lentă, nici mai rapidă decât a restului economiilor emergente, dar, atenție, este mult mai rapidă decât a țărilor dezvoltate, mai ales comparând cu Uniunea Europeană. Fiind în primele 20 de economii a lumii, spuneam al 11-a cea mai mare, evident, această țară contează foarte mult în plan global. Influența sa fiind ca atare luată în capul de toată lumea, este membru formator și mă recedești a grupului G20. Din punct de vedere al performanței economice, adică am considerat aici indicatorul produsului interiorului pe locuitor, evident la paritatea puterii de cumpărare, performanța este modestă, având în vedere că Turcia este conectată în lumea occidentală de foarte, foarte mulți ani, să ai în continuare o performanță la nivelul României, Slovaciei, Letoniei, Croației, nu este o mare bucurie. De fapt, Turcia are astăzi un produs interiorului pe locuitor mai mic decât al României, mai mic decât al Letoniei, mai mic decât al Slovaciei, este comparabil cu celălalt Croație. Inflația este inamicul public numărul 1, singur Turcia are în martie 2023 50% rata anuală a inflației, cea mai mare de pe continentul nostru. Din punct de vedere al relevanței globale, observăm, este al 28-lea cel mai mare exportator global, al 26-lea cel mai mare importator global. Gradul redus de internaționalizare, adică ponderea comerțului exterior în economie, este mic. Principalele piețe de export, că aici vedem interesele Turciei. Cea mai mare piață de export, Germania, 8,4%. Statele Unite, iată, a doua piață de export, 6,7%. Irakul, 5,4%, Marea Britanie 5,1%, Italia, Spania și Franța undeva de la 5 până la 3,8%, Rusia 3,7%. Vedem că între primele piețe de export ale
Israel se află România. 2,8% din exportul Turciei merge către țara noastră. O cifră mai importantă decât cea a Poloniei. În ceea ce privește însă importul, și aici avem, vorbim încă despre o dependență, Rusia deține primul loc. Rusia este principala origine a importurilor turcești, 18%, China 13% și abia pe locul 3 vine Germania, 7,4%, Statele Unite 4,7%, locul 5. Importurile de origine românească în Turcia nu mai sunt atât de importante. Relația cu Uniunea Europeană, Turcia rămâne al 6-lea cel mai mare partener comercial al Uniunii Europene, doar 3,3% însă din schimburile totale ale Uniunii, 26% din importurile turcești vin din Uniunea Europeană, dar acolo merg 41% din exportul, schimburi totale de în valoare de 198, dar aproape 200 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că avem, la care se adaugă încă vreo 24 de miliarde de euro schimburi în domeniul serviciilor, ceea ce înseamnă că este important comerțul Turciei cu Uniunea Europeană, dar ce este cel mai important este exportul Turciei către Uniunea Europeană. Vedem evoluția investițiilor străine tot din 2003, deși lumea spune că președintele Erdogan, la început era prim-ministru Erdogan, nu a fost pe placul Occidentului, vedem că ritmul investițiilor străine este relativ constant, undeva la peste 10 miliarde de dolari în fiecare an, cu vârful în perioada de dinainte de criza financiară din 2008. Iată ca volum, cum arată totalul investițiilor străine. Până în 2003 avem vreo 15 miliarde de dolari, după 2003 peste 200 și ceva, 250 aproape de miliarde de dolari. Investitorii din Turcia, sigur, pe primul loc Olanda, trebuie să o luați cu titlul de libertate, din Olanda, prin multe companii americane, după aia Statele Unite, 8,1%. De fapt, dacă ne uităm la originea ultimă a investițiilor străine, cam 1,4 dolari care vin în Turcia, vin din Statele Unite. Și statele europene sunt importante, nu găsim, de exemplu, Rusia printre mari investitori din Turcia, statele din Golf, în schimb, sunt relevante. Trecem la relația de comerț cu Turcia, cu Statele Unite, pardon. E bine, Turcia nu este între primii 30 de parteneri comerciali ai americanilor. Avem aici cifrele pentru anul 2022. Americanii au exportat în valoare de 15 miliarde de dolari. Turcia au importat de aproape 19 miliarde de dolari, sigur, cu un deficit de 3,6-3,7 miliarde de dolari. Regula pentru toate țările din regiune în comerțul cu Statele Unite este excedent pentru țările sud-est europene, deficit pentru americani, dar sunt cifre mici. Repet, Turcia este avea pe locul 32 între partenerii de comerț al americanilor. Și cu asta am încheiat cu Turcia, acum să vedem cine a câștigat războiul din Ucraina sau cine este unul dintre mari câștigători. Vedem aici sistemul de conducte care vin din Rusia sau din spațiul post-sovietic către Europa. În nord avem conductele Nord Stream 1 și 2, prin Polonia, prin Belarus și Polonia, conducta Ural, prin Ucraina trec conductele Rușvar și Sarius și prin Marea Neagră avem două conducte importante, Blue Stream și Turk Stream, iar din Azerbaijan vine conducta Tanap, care se continuă cu TAP până în Italia, coridorul sud european. Bine, dacă ne uităm cu atenție, Nord Stream 1 și 2 s-au dus. Într-un fel sau altul, Nord Stream 2 n-a fost dat în funcțiune, Nord Stream 1 a avut loc o explozie, nu mai contează cine a provocat-o și de ce. Nu mai putem conta pe sistemul de conducte Nord Stream 1 și 2, pe unde veneam cam
votele mele din importurile de gaz pentru Europa, mai multe votările, de a fi trebuită până acolo aveam fluxul de 110 miliarde de metri cubi pe an. Conducta Yamal, care trece timpul de la Rus și Polonia și ajunge în Germania, este funcțională, dar este foarte greu de presupus că în viitorul apropiat va mai rămâne funcțională. Pentru că, știm foarte bine, Polonia este unul din principalii aliați ai Ucrainei și probabil că, pe termen mediu, această conductă va înceta să mai fie funcțională. La fel, conductele Drujba și Saiuz, care oricum sunt foarte vechi, rușii nu prea mai vreau să exporte prin ele, mai ales direct prin Ucraina, iarăși este foarte greu de crezut că prin aceste sisteme de conducte va mai circula casă. Rămâne, în schimb, bine, în nordul Europei, să nu uită, se află Norvegia. Norvegia are un sistem de transport de gaz pe conducte, similar ca mărime cu cel al conductelor Nord Stream 1 și 2, adică undeva la 110-120 de miliarde de metri cubi anual, asta incluzând și Marea Britanie. Conductele din Marea Neagră, Nord Stream și Nord Stream, ambele au între 16 miliarde de metri cubi capacitate, dar ambele sunt planificate ajungând la capacitate în următoria. Asta înseamnă că prin Marea Neagră vor trece, dar atenție, aceste conducte ajung în Turcia. Prin Marea Neagră vor trece din Rusia spre Turcia fluxuri importante de gaz. Aproape 20% din consumul Uniunii Europene de gaz va trece de aici peste 3 ani. Pe teritoriul Turciei avem conducta TANAP, Trans-Anatolian Pipeline, care face parte din coridorul sudic al Uniunii Europene, care este la 31 de miliarde de metri cubi capacitate și care va ajunge la 60 de miliarde de metri cubi capacitate în 2026-2027. Deci, practic, o treime din gazul pe care îl va mânca Europa va veni din Federația Rusă și din Azerbaijan. Și acum vedem cine este unul dintre principali câștigători ai războiului din Ucraina. Eu zic că cel mai mare. Dar haideți să vorbim un pic despre cifre. Ce s-a întâmplat anul trecut în raport cu 2021? În 2021, 34% din gazul importat de Uniunea Europeană și cea mai mare parte a gazului consumat în Uniunea Europeană este importat. Deci 34% a venit din Federația Rusă. În 2022, anul război, doar 24% din gazele importate în Uniunea Europeană vin din Rusia. Am spune că Norvegia este o mare câștigător, dar cota Norvegiei a crescut modest, de la 27% la doar 29%. A mai crescut cumva cota gazului natural lichefiat, de la 26% la 31%. Dar iarăși nu este o creștere spectaculoasă. A scăzut însă ponderea Algeriei, foarte ciudat, de la 9% la 5%. Dar a crescut semnificativ ponderea altor surse de gaz care vin prin conducte. De unde sunt aceste surse de gaz care vin prin conducte? Păi principal din Turcia. Din Turcii și plus primarul trecut, de exemplu, România a importat 2 miliarde de metri cubi aduși prin Turcii. Dar a importat din Turcia. Ungaria importa 3,4 miliarde de metri cubi pe an, are un acord multianual cu Turcia, a dus tot prin Turcii. Anul trecut a suplimentat această cantitate cu 0,7 miliarde de metri cubi. Serbia se alimentează și ea tot cu gaz din Turcia. Mai mult, anul acesta, în ianuarie, s-a semnat un contract de 13 ani cu Bulgaria, prin care Bulgaria va primi gaz din Turcia, dar nu va primi gaz rusesc. O să vedem. Bun. Deci, iată că deja sud-estul Europei, zona balcanică, spre centrul Europei, Bulgaria, deja încep să absoarbă gaze din Turcia.
Dar și pe mar trebuie să reținem că Turcia este a șaptea consumator de gaz în lume și importat cam 50 de miliarde de metri cub de gaz până acum. Nu avea producție proprie sau era extrem de mică. Din cei 50 de miliarde de metri cub de anual, 20 de miliarde veneau din Rusia. Însă s-a schimbat jocul. Turcia a descoperit un zărământ, Sakarya, chiar lângă Turcii, în Marea Neagră. Acest zărământ va livra spre 14 miliarde de metri cubi anual, deci cam un sfert, mai mult de un sfert din consum anual al Turciei, începând cu 2026, el a început să livreze de anul acesta. Acest zărământ livrează anul acesta. Deci Turcia, dintr-o dată, are sau va avea cam un sfert din consumul de gaz din surse proprii. Înseamnă că toate capacitățile aia poate de pe consumte rămân disponibile pentru a le trimite, pentru a exporta mai departe gaz de Uniunea Europeană. Infrastructura e încă deficitară. Marea dilema a Turciei, care nu se discută foarte mult public, este dacă să crească importurile de gaz din Rusia prin conducte de turism și turism, sau să-și reducă dependența de gaz propriu. Problema este că 73% din rezervele de țiței și de gaz ale lumii sunt aflate în zone conectate direct cu Turcia. Deci este poziționată această țară absolut spectaculos pentru a deveni următorul mare jucător cu gaze în Uniunea Europeană. Acum, trebuie să ținem cont că din Tabriz, din Iran, vine o rotundă cu o capacitate de 14 miliarde de metri cub până la Ankara. Trebuie să mai ținem cont că sunt două proiecte, trei proiecte foarte mari pe care le are Turcia. O conductă care se vine din Kurdistanul irakian și care este construită pe teritoriul Turciei, o conductă care să vină din Turkmenistan și niște proiecte de explorare în apele teritoriale ale Libiei. Dar știm că Libia, Turcia are un memorandum cu guvernul libian în acest sens, dar nu e foarte clar cine e guvernul libian astăzi. Că o instanță din Libia, controlată de celălalt guvern libian decât cel care a semnat cu Turcia, a anulat acest memorandum. Cert este că la un moment dat în Libia se vor stabiliza lucrurile. Deci, încă o dată, Turcia a găsit gaz în Marea Neagră, are în plan să aducă o conductă din Kurdistan irakian, are un proiect concret să aducă din Turkmenistan gaz și are un memorandum semnat cu Libia. În afară de asta, vorbim de gaz natural lichefiat. Turcia are două terminale mari, în total vreo 10 miliarde de metri cubi pe an capacitate, și a construit trei facilități FSRU, Floating Storage Regasification și Unit, adică două oase care se pun unul în altul, unul aduce gazul lichefiat și pe celălalt se regazifică acel caz și se trimite pe conducte pe continent. Unul dintre ele, ultimul, are o capacitate de 7,5 miliarde de metri cubi pe an. Astfel încât 42% din importurile de gaz ale Turciei în 2022 au fost din sursă gaz natural lichefiat. Este astfel Turcia cel mai mare cumpărător de gaz de LNG american. Și americanii au câștigat războiul din Ucraina pentru că au devenit un furnizor esențial pentru Europa de gaz lichefiat. Dar iată că cea mai mare parte a acestor cantități trec prin Turcia. SUA este astăzi al doilea cel mai mare furnizor de gaze al Turciei după Federația Rusă. Turcia construiește și capacități de stocare, deja are două foarte mari, la Tuzlu 5,4 miliarde de metri cub și la Silivri 4,6 miliarde de metri cub. Pentru comparație, noi avem o capacitate de stocare de 2,7 miliarde de metri cub. Și acum
De ce este important acest caz și de ce spun că Turcia a câștigat sau este unul din marii câștigători ai războiului din Ucraina alături de Statele Unite și Norvegia? Vorbesc doar din perspectiva asta a cazului. Pentru că iată cum arată performanța industriei chimice germane. Am trecut, exceptând industria farmă, am trecut, a crescut 50%. Industria chimică germană este o treime din industria chimică europeană. De ce este importantă chimia în Europa? Pentru că este a treia ramură industrială a Europei. Prima e industria alimentară, a doua e industria auto, a treia este industria chimică. Este unul din domeniile în care Europa mai reprezintă ceva în lume, industria chimică. Industria chimică fără gaz nu se poate vorbi despre ea. Ori Europa este astăzi într-o situație, Uniunea Europeană, în care vorbește de creșterea rezilienței, de reducerea dependenței de bunuri cumpărate din străinătate. Industria chimică este un pilon important pe care se construiește, pe care ar trebui construită această reziliență. Ori ce s-a întâmplat anul trecut? Anul trecut Europa și-a redus cu 13% consumul de gaz, 55 de miliarde de metri cubi. Urmele sunt că în industria energetică, gazul se folosește în trei mari industria energetică, încălzirea locuințelor și a birourilor, respectiv industria chimică. În industria energetică, consumul de gaz a crescut. A crescut. De ce? Pentru că, uite, a fost secetă. Industria energetică a hidro nu a furnizat. Au avut probleme cu lanțul de aprovizionare de nucleare. Vor să înlocuiască unele capacități de cărbune. Și atunci consumul de gaz în energie a crescut. A scăzut consumul de gaz în ceea ce privește încălzirea locuințelor. Cu 28 de miliarde de metri cubi. Pe românește spus, a scăzut temperatura în locuințe cu vreo 2 grade, aproape 2 grade Celsius, temperatura medie. Iar. Și de asemenea, a scăzut 25 de miliarde de metri cubi consumul în industria chimică. S-au închis combinate chimice, la noi, cel mai mare, la Zăbureșul, e încă închis. Consecințe pentru Europa de prăbușirea industriei chimice care depinde de gaz, vor fi de creșterea dependenței, indiferent ce mi se spune, dependența va crește. Pentru că dacă nu poți să-ți asiguri produsele chimiei, este foarte greu să fii independent. Vreau să vă spun că un lucru important de înțeles este că în Germania, la Ludwigshafen, este un combinat gigantic al celui mai mare jucător din industria chimică mondială, BASF, unde se fac cam toate materiile prime pentru medicamentele esențiale din Europa și unde se fac lucruri esențiale, plastic esențial pentru toată Europa, pentru toată industria auto și mai ales componenta de bază pentru multe, multe, să spunem, obiecte de uz medical, dar care nu sunt medicamente. Pe românește, cea mai mare criză care a fost anul trecut în Europa a fost a scutecelor de copii și de adulți, pentru că acolo se făcea materia primă. Și am importat din China și vom continua să importăm din China, deci vom fi dependenți pentru un produs atât de banal de importul din China. Acum vreau să închei spunându-vă care este marea întrebare care se discută, asupra căreia se discută astăzi, în nou guvern al Turciei, întrebare de care nu se spune nimic. Cu aceste noi rezerve și capacități de gaze pe care Turcia le are și le dezvoltă, ce va face nou guvern? Va alimenta cu gaze industria chimică germană, cu gaze la un preț rezonabil, ca prețul celor din Norvegia, sau își va construi o industrie chimică și Turcia va deveni un jucător foarte mare în industria chimică, pentru că într-un orizont de 3-5 ani, Turcia va avea cea mai mare infrastructură de gaze din
Uniunea Europeană, comparabilă cu cea a Norvegiei. De lângă Uniunea Europeană, comparabilă cu cea a Norvegiei. Și când ai asemenea forță, te gândești dacă îți faci o industrie, mai ales că este în spiritul și în care vedem noi pe locul european, te gândești dacă îți faci o industrie proprie sau vei ajuta la refacerea economiei cel mare. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Petrușor, prezentarea va fi pe site-ul ISPRI.pmr la Rex. O prezentare care, evident, clarifică contextul și ne sporește dilemele. În ce măsură Turcia va locui Germania, beneficiară la rândul ei unui gaz ieftin dinspre Federația Rusă și în ce măsură această creștere a Turciei va influența nu doar regiunea Mării Negre, dar relația cu spațiul euroatlantic în general. O să-i dau cuvântul domnului Ion Scojocaru pentru o prezentare a Turciei, ce se întâmplă acolo, dincolo de dimensiunea economică, dar înainte am un anunț de făcut. Domnișoara Maria Malița, această invitație o să o găsiți la steancul de cărți. Nepoata academicianului Mircea Malița va lansa la Fundația Universitară a Mării Negre o expoziție, un vernisaj o expoziție Deziluzie, Fundația Universitară a Mării Negre Mircea Malița, pe șoseaua Chiselev, sâmbătă 24 iunie, un vernisaj la care sunteți așteptați cu toții. Toate datele sunt prezente pe această invitație. Revenim la discuția noastră, domnul Ionuț Cojocaru, Turcia, ce se întâmplă acolo, dincolo de geoeconomia prezentată de domnul Petrișor Peiu. Vă mulțumesc foarte mult. Eu mă ases pe două idei. Una despre Erdogan, cum a ajuns la putere, cum conduce Turcia în momentul de față și cea de-a doua despre politica externă a Turciei. Este interesant că după ce a câștigat alegerile, s-a urcat pe acel autobuz la Istanbul și a spus în felul următor: nu vom merge împreună doar până la piață, vom merge împreună până la cimitir. Iar a doua idee este că a cerut celor care îl susțineau să schimbe lucrurile în ceea ce privește Istanbulul și Ankara, adică să nu mai lase Istanbulul și Ankara la opoziție și să revină la partidul AKP. Interesant este că primarul din Istanbul are un dosar care în prima instanță a pierdut, iar pe 30 noiembrie este recursul. Pe 30 noiembrie s-ar putea ca primarul din Istanbul, dacă pierde, să se ducă, să iasă din jocul politic, iar Murat Ultimas, care este purtătorul de cuvânt al partidului AKP, a și spus că după alegeri ne vom ocupa special de primarul din Istanbul. Este interesant că și emigranții joacă un rol important în ceea ce privește alegerile. Cam 200.000 de emigranți au primit cetățenia turcă și au putut să prezinte, să voteze la alegerile trecute. Erdogan știe foarte bine să jongleze cu aceste lucruri, dar unul dintre liderii economici, când a venit la putere în 2002, când a câștigat AKP cu 34,5%, interesant este că și acum la alegerile respective, partidul AKP a luat aceeași cifră și este oarecum atipic, pentru că un partid la guvernare, în mod normal, se uzează și nu păstrează acel procentaj. Este chemat un acutan. A fost ministru de finanțe care a făcut acea denominare, a tăiat acele 6 zerouri din lira turcească și, practic, începând cu 2003, nu mai costa câteva milioane o cafea și costa o liră sau două lire. Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek este un personaj cheie, așa cum spunea și domnul Dungaciu mai devreme. Este interesant că și opoziția l-a propus pe Mehmet Şimşek ministrul de finanțe. Ceea ce este oarecum atipic, având în vedere jocul politic și ironia pe care Erdogan știe foarte bine să o folosească când vine vorba de partidul de opoziție. Este curt, are cetățenie britanică, are cetățenie americană, are cetățenie turcă, evident. A lucrat 3 ani de zile în cadrul ambasadei Statelor Unite la Ankara, furnizând analize economice în zona respectivă. Deci, este un economist recunoscut de toată lumea, dar este oarecum în antiteză cu viziunea lui Erdogan despre economie.
Ce este interesant este că el, împreună cu Ibrahim Kalın, care este noul șef al serviciilor secrete din Turcia, înainte a fost șeful administrației prezidențiale și consilierul lui Erdoğan, au scris la Todei Zaman, ziarul mișcării Gülen. Interesant este că Levent Keneș, care este în Statele Unite în momentul de față, scria într-o postare pe Twitter: dacă eu am fost șeful lor și i-au scris la Todei Zaman, cei doi au ajuns să fie unul dintre ministru de finanțe, celălalt șeful serviciilor secrete și eu sunt încă terorist. Hakan Fidan este, a fost directorul TICA, avem agenție și aici în București, după care a fost mult timp directorul serviciilor secrete, mai nou este ministrul de extern. Ce este interesant cu Hakan Fidan este că în 2012 a fost aproape de a fi arestat pentru că a deschis negocierile cu curzii la Oslo, acel acord cu PKK care a provocat foarte multe neliniști în ceea ce privește Turcia. Hafize Gaye Erkan, poate nu vă spune foarte mult numele acestei doamne, este noul guvernator al Băncii Naționale a Turciei. Este absolventă de Stanford, Princeton, Boston, Cornell. Face parte din Consiliul pentru Relații Externe ale Statelor Unite, de unde mai fac parte Rockefeller, Kissinger și mulți alții. Presa din Turcia, care nu este de acord cu această numire, o acuză ca fi agent al CIA. Ea a lucrat la Goldman Sachs, a lucrat la First Republic Bank și este prima numire pe care mi-a mers în ce garantată. Ca o concluzie în ceea ce privește economia, în 3 ani, Erdoğan a schimbat de 5 ori guvernatorul, 4 miniștri de finanțe, 3 directori la Bursa de Istanbul, 4 viceguvernatori. Adică inconstanța este o caracteristică în ceea ce privește politica lui Erdoğan în privința economiei. Dacă vreți să ne raportăm, să ne aducem aminte așa, în trecutul nu foarte îndepărtat, de exemplu, înainte de protestele de la Gezi din 2013, un dolar se schimba în Turcia cu 1,64 lire. Dobânda era de 5,50. Creșterea anuală a Turciei era de 7,5%. Eu mi-am spus câteva date, de exemplu, lari, moneda georgiană, 8,91, manatul 13,71, șechelul 6,38. În momentul de față, dolarul se schimbă în Turcia cu 24 de lire, lira sterlină cu 30 și așa mai departe. Adică, din punct de vedere al cursului valutar, vedeți că a crescut foarte, foarte mult. Ca o comparație, de exemplu, un frigider costa 7.500 de lire, acum costă 17.000, un televizor de la 5.000 de lire la 15.000, iar carnea s-a scumpit în ultimii 6 ani cu 808%. Acestea sunt date pe care le puteți găsi foarte ușor, iar dobânda la un credit de peste 80.000 de dolari este în majoritate de 45%. Acum 3 zile, Erdoğan ținea un discurs, este o persoană care apare zilnic la televizor, rar de tot se întâmplă, poate să se adune 2 săptămâni în care adunat, în care liderul turc să nu apară la televizor. Toate discursurile pe care le vedeți, el de fapt le citește, are promptere. A anunțat că va aduce inflația la orice. Dar cum a ajuns Erdoğan să poată să hotărească cam totul în Turcia? La referendumul din 2010 a înlocuit 26 de articole din Constituție, Constituția aceea lui Kenan Evren din anii 80, pe care acum Turcia se pregătește să o schimbe, profitând de faptul că este anul centenar și faptul că era o armată generală, o Constituție a generalilor și ar trebui schimbată. Deci am înlocuit acele 26 de articole din Constituție, a creat oarecare nesiguranță, pentru că cetățenii se așteptau să voteze pe fiecare articol din Constituție în parte, dar la vot s-au trezit în fața faptului că trebuie să le voteze pe toate, da sau nu, dacă sunt de acord sau nu. După care a mărit numărul judecătorilor de la Curtea Constituțională de la 11 la 17, iar în altul Consiliul al Judecătorilor și Procurorilor de la 12 la 34. Vă dați seama că
numirile sunt politice și în felul acesta, într-un fel, și-a asigurat o liniște în privința aceasta. Când a venit la putere în 2002, campaniile pro-guvern te țineau mai puțin un sfert, de un sfert din canalele mass media din Turcia. În 2011 a reușit să ajungă la 50, iar după 2020 controlează mass media din Turcia. Trusturile care nu erau de acord cu această politică au fost preluate. Metoda a fost destul de simplă. Guvernul i-a acuzat pe proprietarii trustului X, de exemplu, de practici ilegale, după care a transferat controlul companiei pentru un organism de reglementare, iar acesta scotea la o licitație unde se prezenta de regulă un apropiat al Erdogan, care primea un credit de la o bancă și în felul acesta prelua trustul. Cel mai nou, acum o săptămână jumătate, am mai preluat un trust din care, cred că știți, ați auzit de Hal Haber și de Show TV. Dacă până atunci puteau liderii turci să fie criticați, satirizați, precum Demirel Cevit, Ozali, Mașiler, astăzi în Turcia nu ai voie să-l critici sau să vorbești de standarde de corupție în ceea ce privește pe Recep Tayyip Erdogan. Un personaj asupra căruia vreau să mă opresc este Mehmet Zahid Kotku. Poate pe aici, în România, nu s-a auzit foarte mult de el, dar este un lider religios. Un lider religios care a insuflat partidului viziunea națională și liderilor acelora câteva idei care stau la baza formării viziunii lui Erdogan de astăzi. Acesta ținea predici religioase la Iskender Pașa, o moschee din Istanbul. Era frecventat pe lângă Erdogan, care venea des, de Abdullah Gül, de Ozal, de Abdulkadir Aksu, de Beşir Altay și mulți alții. Și veneau pe ideea respectivă. Noi suntem turci, suntem urmașii Imperiului Otoman. De ce trebuie noi să adoptăm modele occidentale? De ce trebuie noi să ne raportăm la viziunea europeană? Nu avem nimic în comun cu ea. Noi suntem musulmani, avem alte tradiții, avem altă civilizație, avem altă viziune. Noi trebuie să readucem Turcia la nivelul pe care Imperiul Otoman l-a adus la un anumit nivel. Noi trebuie să ducem Turcia și influența Turciei în zona noastră importantă. Iar întrebarea care se punea și se pune și astăzi la Istanbul și la Ankara este de ce Statele Unite să conducă lumea, Marea Britanie și alte state și Turcia nu. Practic, Recep Tayyip Erdogan, care este absolvent de Imam Hatip, de liceu teologic, și cu rădăcini conservatoare, s-a dezvoltat în această mentalitate și este adeptul acestor lucruri. Nu este nimic diferit. De exemplu, Erbakan spunea, alte partide au membri, noi avem credincioși. Lucrurile, de ce spun de Erbakan? Pentru că al doilea fiu, Necmettin Bilal, al lui Erdogan, a luat, i-a dat numele lui Erbakan, pentru că Erbakan era modelul lui Erdogan. Un lucru interesant este că acum 2 ani, când a transformat Sfânta Sofia din muzeu în moschee, Ali Erbaş, care este șeful religiei cultului musulman din Turcia, a avut o sabie. Pe sabie aceea erau trei pe schemă erau trei săbii micuțe. Acestea însemnau în ordine Uniunea Turcilor într-un singur stat, Turan, cucerirea pământului de către turci și Uniunea Islamului. Pentru neavizați care nu înțeleg mentalitatea și civilizația islamului, nu se vorbește foarte mult. Dar este o credință care în rândurile conservatoare din Turcia contează foarte mult. Iar Erdogan, din punctul meu de vedere, face o paralelă eronată, dar el o face, în sensul că își aduce aminte de Yavuz Selim, de sultanul respectiv, care a controlat sau a cucerit și Mecca și Al-Aqsa, și atunci Erdogan spune că trebuia să le dăm și Aia Sofia, adică Sfânta Sofia. Cu toate că Sfânta Sofia nu are nicio legătură cu locurile sfinte ale islamului, pentru că știm toți ce reprezintă. Întorcându-ne la Kotku, el venea cu viziunea aceasta că islamul oferă un model de organizare economică a țării, știm toți la ce se referă, adică la Sharia.
Pentru că problemele sau Erbakan, de exemplu, și toți liderii conservatori nu erau oarecum lăsați să aibă un rol important, pentru că armata intervenea cam de fiecare dată și disipa. Au început să gândească o strategie politică de a ajunge la putere. De exemplu, un lucru nou, interesant, în 1995, cele fac partisii, avea o bază cu informații despre votanți din Turcia, o bază computerizată, ceea ce nu aveau foarte multe partide din țările occidentale acest lucru. Erdogan i-a organizat pe adepții politici, pe acei credincioși de care spunea Erbakan, în felul următor. Îi puneau responsabil de stradă, responsabil chiar de imobil, și nu aveau voie să afișeze o atitudine superioară. Nu judecați pe nimeni, zâmbiți. Între 1980 și 1990, populația Istanbulului a crescut cu peste 54%. Mulți din Turcia, din cauza sărăcii sau din partea de sud-est, conflictele cu PKK-ul, veneau la Istanbul. În acel miraj turcesc, mergem la Istanbul, poate găsim ceva de muncă, poate reușim să ne integrăm și așa mai departe. Problema era a apei, a mizeriei și a cartierelor marginași. Erdogan, când a ajuns la putere, a reușit cumva să le rezolve pe acestea. Și popularitatea lui s-a tras din acel mandat, mandat de primar al Istanbulului. Pe partea cealaltă, ca să vedeți că viziunea e total diferită, Erbakan a efectuat câteva vizite prin Africa, Egipt, Nigeria, Libia. A avut o discuție aprinsă cu Gaddafi, care a reproșat atitudinea pro-israeliană. Interesant este că Erbakan a propus D8, adică o alternativă la G7. Și chiar a propus organizarea unei organizații islamice ca alternativă la NATO. Lucrurile acestea nu au apărut cumva de din așa întâmplător, ci pur și simplu considerând că Turcia trebuie să reia jocul și rolul Imperiului Otoman. De partea cealaltă, Erdogan, în primele mandate, cu toate că știa că nu se va integra în Uniunea Europeană, chiar Emen Bauș, când a venit în București și am stat de vorbă cu domnia asta mai mult timp, a fost ministrul integrării europene, acum este ambasador la Praga, spunea că, mă rog, reprezint un minister pe care știm toți că nu ne vor primi europenii, dar în același timp putem să luăm fonduri europene pentru a ne dezvolta. Când Erdogan a încercat să facă mișcările politice, Uniunea Europeană i-a permis să scoată rolul armatei. Știți că în Constituție era cu rolul acela, armata este garantul statului și tot ce se întâmplă. Erdogan este un lider carismatic, are o viziune și o strategie pozitivă și relaționează foarte bine cu societatea, cu turciști. Le spune ceea ce îi așteaptă să audă de la liderul lor. Chiar dacă în 2008 a avut emoții pentru că Curtea Constituțională a deschis un dosar și în care se punea problema interzicerii partidului AKP, a reușit să rămână partidul în funcțiune, a reușit să schimbe sistemul prezidențial, pentru că până la Abdullah Gül, Parlamentul punea președintele votat, dar a fost prima dată și de atunci s-a menținut acest lucru. Toate lucrurile astea au mers în paralel, pentru că, de exemplu, am găsit o statistică, între 2005 și 2015, în Turcia s-au construit 9.000 de moschei. S-au mai construit câteva din 2015 până astăzi, iar toți elevii din Turcia, indiferent de origine și de religie, trebuiau să stea și la orele de religie islamică la școală. Este un caz celebru, nepotul rabinului trebuia să participe la cursurile de religie islamică. Ideea lui Erdogan este simplă. Lumea musulmană a plecat pe un drum greșit, căutând ideologii seculare sau adoptând ideologii marxiste. Dacă vreți, inconstanța este echilibru din politica turcă, dacă pot să mai exprim așa, pentru că în 1960 l-au dat jos pe Anand Menderes, după care l-au executat, știți foarte bine, iar astăzi Anand Menderes este unul dintre modelele lui Erdogan, chiar în aceste campanii electorale, în această campanie i-a folosit
motoul campaniei din 1950, care se spune că sunt primele alegeri libere din Turcia, și anume ajunge de acum înainte este timpul ca societatea să vorbească, să fie lăsată, să fie ascultată. În 1971 au executat peste 20 de persoane la lovitura de stat din 71. Ceea ce s-a întâmplat la Ghezi este iar un lucru destul de interesant. Un copil de 14 ani a fost bruscat și lovit și de acolo au început lucrurile și turnura politică, evident, și implicațiile de parte și de alta. Este un lucru interesant, nu știu dacă ați auzit de cazul lui Didem Iailalei, este o judecătoare care avea un stil de viață occidental. Dimineața se îmbrăca, își punea colanți și alerga pe malul Bosporului. Din faptul că purta colanți, n-a fost numită, cu toate că a câștigat examenul de judecător, de Înaltul Consiliu al Judecătorilor. Și a adus-o pe această doamnă în situația să se sinucidă, după care a fost un scandal imens în perioada respectivă. Ca să fie acceptat în zona de influență a lui Recep Tayyip Erdoğan, nu trebuie să ai nicio conștiință. Conștiința ta trebuie să fie conștiința președintelui. Are și un algoritm de comunicare. Pe scurt, el îl aplică în general mai tot timpul, dacă este grăbit doar 1, 3 și 5, cum le-am notat eu aici, modificarea retoricii, convingerea oamenilor că ai fi ultimul om din lume care face așa ceva, minimalizarea importanței problemei, ai fi putut să o faci, dar nu, nicio întrebare să nu rămână fără răspuns, dacă cineva te contestă, pune la îndoială sinceritatea lui, folosește situația în avantajul tău și laudă-ți caracterul. O să vedeți că la sfârșitul fiecărui discurs pe care Erdoğan îl ține, se laudă. Scoate în evidență ceea ce el a dorit să facă. Interesant este, de exemplu, revenind la alegerile de acum, cazul lui Abdullah Latif Şener, care a fost ministru de finanțe în 96-97, după care vicepremier în guvernele lui Recep Tayyip Erdoğan, după care a trecut la partidul de opoziție. Și a fost consultant, consilier al lui Kemal Kılıçdaroğlu, și o zi înainte de alegeri și imediat după a declarat că el nu l-a votat pe Kemal Kılıçdaroğlu. Dacă vreți, un fel de caz Ponta cu Joana, dacă... Este al 67-lea guvern al Turciei. Interesant este că din 19 membri ai guvernului, inclusiv aici pe Recep Tayyip Erdoğan, doar 6 sunt de la partidul AKP, restul sunt tehnocrați, cum s-ar spune. Doctorii au o situație destul de ciudată și Erdoğan se confruntă în momentul de față cu o situație de a încerca să-i oprească, să nu plece din Turcia. Apropo de asta, după alegeri, unul din doi turci sunt refuzați când depun viză pentru a ajunge în Europa, chiar și în România. Justiția este pe, nu este pe individ, ci este pe grup. Iar ca o concluzie, pentru că am văzut că depășesc timpul, este în felul următor. Eu am spus-o, puteau să fie alegeri de foarte multe ori. Erdoğan este un lider autoritar, iar erau de 1000 de ori alegeri, de 1000 de ori le câștiga. Iar regimul în Turcia nu se schimbă pe cale democratică și se schimbă ori prin lovituri de stat, ori prin revoluție. Vă mulțumesc! Da, uneori nu se schimbă nici cu lovituri de stat, se pare. Dincolo însă de complexitatea sistemului de acolo, Erdoğan a reușit să câștige 9 din cele 11 regiuni afectate de cutremur. Legătura dintre el tot și turci este atât de puternică încât blamul nu a fost aruncat pe el, a fost aruncat eventual pe partide. Deci personajul are deocamdată un tip de aderență pe care, mă rog, o folosește. Mulțumim pentru această extrem de bogată prezentare a Turciei, despre care, cu cât auzi mai multe, dai seama că lucrurile sunt mai complicate decât ți le-ai imaginat vreodată. O să mai stăruim un pic asupra Turciei și extensiilor asupra altor regiuni, dându-i cuvântul colegei noastre, doamna Ioana Constantin Bercean. Vă reamintesc că domnia sa este coordonatorul alături de Matei Blănar unei cărți Turcia la centenar,
practic prima carte care s-a publicat la noi despre centenarul turcesc, o carte perfect valabilă și după aceste alegeri, un lucru care nu e de aici de acolo și pe care puteți o găsiți la standul de carte. Colega noastră a fost în Turcia în timpul alegerilor turul 2. De fapt, prin urmare, impresia de acolo e puternică și o să ne exprime, sigur, analitic, academic și cu acest prilej. Aveți curândul. Mă bucur că sunteți aici și nu sunteți în vacanță. Și eu să încerc să vă vorbesc după toate cele care s-au spus aici, lucruri foarte interesante și mă bucur că câteva dintre ele notate de mine aici s-au spus și atunci îmi voi economisi puțin timpul. Eu am să încerc să vă transmit în 15 minute 1001 de nopți. Ceea ce, dacă voi reuși, va fi în sine o performanță. Pentru că rolul meu aici este să vorbesc puțin despre relația dintre Turcia și Orientul Mijlociu, printre altele, o relație cu o regiune unde interesele Turciei cu cele ale Statelor Unite, așa, Americii, așa cum ne spune afișul nostru, se întâlnesc foarte des, nu în circunstanțe fericite, aproape niciodată, pentru că regiunea Orientului Mijlociu, în afară de războiul din Ucraina, nu, este una dintre zonele cele mai turbulente de după al doilea război mondial, o regiune care a cunoscut constant, în fiecare an, în fiecare lună, un război sau o confruntare undeva într-un colț al său. Repet, în 15 minute va trebui să fiu Șeherezadă, așa că o să încep prin a vă spune că la o primă vedere între Statele Unite și Turcia am putea observa că, sau ne-am putea gândi că sunt diferențe foarte mari, vorbind despre două state, unul care în indexul acela indicii democratici situează Statele Unite pe locul 23, nu foarte sus, așa cum ne-am fi așteptat, și anumit Flow Democracy, iar Turcia este, cred că, 80 de locuri mai jos, undeva pe locul 103-104. Adică, la o primă vedere, putem spune că vorbim despre un regim democratic, nu? Și unul, cum spunea domnul profesor Cojocaru, condus într-un mod autoritar, autocratic. Dar dacă ne uităm puțin mai atent și vom reuși să trecem peste un anume soi de preconcepții, peste un anume soi de gândire dezideratică sau chiar peste niște mituri urbane, vom observa că între Turcia și Statele Unite există foarte multe asemănări, inclusiv pe plan intern. Și am să le enumer doar, pentru poate, cu siguranță o să mai discutăm despre Turcia anul acesta, nu este și centenarul Republicii, urmăm la mulți ani Republicii Turcia pe această cale. Pe plan intern observăm polarizarea societății, atât în Turcia cât și în Statele Unite. S-a văzut asta la vot și în 2020, și acum la alegerile din Turcia, nu când am avut o diferență de 5-6% și conform celor de la OSCE, alegerile au fost corecte, nu au fost contestate nici de opoziție și o să rămânem aici cu această observație. Observăm un anume soi de resurgență religioasă atât în Turcia cât și în Statele Unite. Am fi naiv să spunem că nu. Problema religioasă sau a segmentului populației religioase din Turcia nu este nou, nu a apărut odată cu Erdogan, el există încă de la înființarea Republicii Turce sub Mustafa Kemal, cel numit Atatürk, părintele turcilor. Atunci când Republica Turcă a fost formată în 1923, Mustafa Kemal Atatürk nu a trebuit să răspundă niciun fel, nici influencerilor de pe social media, nici ONG-urilor, nici vreunui for internațional, iar Republica Turcă s-a format într-un context specific și aparte și probabil aceea a fost cea mai bună abordare. Dar atunci un mare segment al populației turce, acea religioasă, a fost, dacă vreți, neluată în seamă sau dorințele lor au fost suprascrise. Același lucru se întâmplă și în Statele Unite, ne amintim toți, probabil domnul profesor o să îmi
fac câteva observații. Donald Trump a venit la putere inclusiv pe un fond religios, a avut un discurs inclusiv, nu, pro-life, antiglobalizare și așa mai departe, și pe un fond în care a fost susținut de foarte multe grupări religioase, inclusiv în România. Care este diferența dintre naționalismul turc, despre care se vorbește atunci, nu vorbim acum, vorbim despre naționalism revendicativ, religios și așa mai departe, și excepționalismul american. Și excepționalismul american este tot un soi de naționalism. Mândria de a fi american. Într-adevăr, vin din Turcia și am mai fost în Turcia, cred că ultima oară în 2019, tot în scop universitar de cercetare, dar ia câte 4 ani mai târziu, încă mă izbește faptul că peste tot unde mergi, vezi obsesia aceasta pentru steaguri, foarte mari, foarte falnice, foarte mărețe. Să știți că așa este și în Statele Unite. Am locuit 12 ani acolo și mi-amintesc că la fiecare casă, nu, de veteran de război, pe fiecare instituție, doamna, cred că poate să ne confirme, avem aceeași aproape obsesie pentru steaguri. O expresie a naționalismului, excepționalismului. Nu, suntem mai sofisticați și spunem excepționalism. Nu este un lucru rău. Spun doar că trebuie să trecem peste această etichetare sau idee preconcepută. Pentru că realitatea este cea care este, nu cea pe care vrem noi să o creăm. Și când vom putea trece peste această paradigmă, îndrăznesc să-i pun provincială și îmi cer scuze dacă jignesc pe cineva, vom începe să înțelegem cum funcționează aceste sisteme. Pentru că discursul meu este despre sisteme, nu despre populație, nu neapărat despre oameni. Vorbim despre un sistem, cum funcționează el în secolul 21. S-a explicat foarte bine aici cum a câștigat Erdogan. Într-adevăr, nu este liderul pe care nici eu nu mi-l-aș dori. Dar este ceea ce este și este din nou președintele Republicii Turce, cu care, inclusiv România, are relații diplomatice și parteneriat strategic. Vorbim despre Republica Turcă, cu care, inclusiv Statele Unite, au relații foarte bune. Și aș vrea doar să menționez că atunci când tu îți depozitezi pe teritoriul unui stat undeva între 50 și 90, informațiile sunt diferite de focoase nucleare, dar 50 să fie, nu 90, înseamnă că încrederea într-un anume soi de instituție din acea țară este foarte ridicat. Cu toate problemele care au fost, lovitură de stat, poate anumite semne de întrebare privind îndepărtarea unor generali seculariști din Turcia și așa mai departe. Acele ogive nucleare încă sunt la încerlic. Și asta spune ceva. Că nivelul de încredere instituțional este ridicat. Încă o problemă comună pentru Statele Unite și Turcia este problema migrației. Pentru Turcia, nu migrația care vine din spațiul MENA, Siria în special, pentru Statele Unite, migrația din America de Sud, în special din Mexic. Da? Deci este o problemă pe care ambele state trebuie să o gestioneze. Apoi, pe plan extern, tocmai am, cred că este o concluzie evidentă, că cele două state, chiar dacă poate în titlurile de presă, în special cele occidentale, care, apropo, au eșuat fantastic și prodigios în a descrie ceea ce se va întâmpla în Turcia după alegeri. Spunea și domnul profesor Cojocaru și am spus și eu, imediat după cutremurele din 6 februarie, că Erdogan va câștiga. Acum, fie vorba între noi, n-au reușit să-l dea jos printr-o lovitură de stat, dar prin alegeri. E o discuție complicată. O mică completare la ceea ce s-a discutat aici despre noul cabinet al domnului Erdogan. Da? Sper să și ajung la pagina care... S-a vorbit despre numirea lui domnului Şimşek, s-a vorbit despre noul ministru de externe care vine de la MIT, nu Serviciul de Inteligență Internă al Turciei, despre noul șef al MIT care a fost purtător de cuvânt. Adică sunt niște persoane, personalități foarte apreciate în Occident, unele dintre ele, și pare un paradox că Erdogan le-a numit. Și asta înseamnă ceva. Înseamnă, este un mesaj pe care Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, vrea să-l transmită Occidentului. Dar dincolo de asta, un lucru despre care nu s-a vorbit și care cred eu că este esențial în felul în care Turcia își va pune o amprentă asupra evoluției ulterioare a Turciei. Pentru că un lucru esențial va fi, dacă vreți, împăcarea celor două tabere, nu, republicani și conservatori, și a multor segmente etnice care există acolo, și vorbim în special despre curzi.
La ceremonia de învestire a președintelui Erdogan, nu știu dacă ați observat că în dreapta domniei sale era imamul Turciei, iar în stânga era Bartolomeu, patriarhul ecumenic al Constantinopolului. Acesta este un alt semnal. Eu nu pot să spun acum dacă președintele Erdogan va transforma Turcia în ceva nemai văzut, dar cu siguranță își dorește să transforme Turcia în ceva, exact așa cum s-a spus aici, în ceva care să conteze. Ne amintim acea sintagmă, lumea este mai mare decât 5, the world is bigger than 5, a spus-o în turcă, nu vreau să greșesc, să spun vreo prostie, se referea la faptul că sistemul internațional sau statele sistemului internațional considerate sudul global sunt la fel de importante sau contează și ele, cel puțin la fel de mult, precum cele 5 puteri nucleare legale, că sunt 9 în total de altfel, și ne referim aici la Statele Unite, Marea Britanie, China, Franța și SUA și Rusia și Federația Rusă. Deci, the world is bigger than five. Sintagma aceasta, vă vine să credeți sau nu, chiar dacă turcii nu sunt arabi, sunt suniți, dar nu sunt arabi, e o discuție întreagă despre islam care necesită mult mai mult de 15 minute, a prins foarte bine pe străzile lumii arabe și musulmane, pentru că și în Iran a prins, chiar dacă oficial nu s-a spus acest lucru. The world is bigger than five. Apoi au mai fost câteva momente în evoluția politicii externe a lui Erdogan în Orientul Mijlociu, care au adus un anume soi de popularitate în lumea arabă. Nu știu dacă este de bona fide, nu știu dacă este bună credință, de bună credință genuină, dar lumea aceasta arabă, care de 600 de ani cel puțin, dacă nu mai mult, își caută un lider, s-a uitat puțin spre Turcia, nu s-a ajuns acolo, dar și Turcia a avut această dorință de a deveni, de fapt, cum a văzut-o și Uniunea Europeană și Occidentul în întregimea lui, un far al lumii musulmane. Un stat secular, nu care are alegeri, spune-se democratice sau nu, da? Care ar putea deveni farul lumii islamice. A devenit? Încă nu. Va deveni? Vom vedea. Drumul este lung și este complicat, pentru că lumea musulmană se întinde mult dincolo de Turcia sau statele din Golf, sau de statele partenere ale Occidentului, care sunt orice dacă doriți, dar nu democrații. Despre Erdogan, cam asta am vrut să vă spun. Și repet, să ținem minte că vorbim despre sisteme. Vorbim despre sisteme. Pentru că am vrut să fac o glumă, e dulce amară, și vă rog frumos să o luați ca sens de metaforă, ca să destindem puțin atmosfera. Erdogan și-a făcut acest cabinet despre care s-a vorbit și este unul care se vrea a fi performant, l-a adus pe părintele Bartolomeu, nu? A încercat toată această deschidere, a spus că el este un președinte pentru toți turcii. Acum, dacă mai reintră și în convenția de la Istanbul și eliberează pe cei 45.000 de deținuți după persoane încarcerate după lovitura de stat, cred că la alegerile următoare, dacă vă mai candida, analiștii și jurnalele de presă din Occident, chiar îi voi face loc. A fost o glumă, adică, dar să ne uităm înspre ce merge. Relația dintre Turcia și Orientul Mijlociu este una complicată și există în parte cu fiecare state. Există cu Arabia Saudită, care tocmai a împrumutat Turcia cu peste 800 de milioane de dolari, dacă nu mă înșel. Există o relație cu Emiratele Arabe, există o relație cu Doha, Qatar. Eu vreau să mă refer doar la trei din aceste relații și pe scurt, atât cât mă permite timpul, pentru a înțelege de ce nu doar că Turcia se va întoarce spre SUA, ci și SUA se va întoarce spre Turcia, pentru că aceste două state au nevoie unul de altul, în primul rând pentru a nu se călca pe bătături reciproc, dacă vreți, în această regiune atât de complicată, în care Statele Unite au pierdut un tempo prin retragerea din Afganistan și unde China, iacătă, nu începe să-și implementeze așa numita Pax Sinica, iar Turcia are nevoie de SUA pentru că mereu a avut, începând, dacă vreți, din Siria, unde a fost, spune domnul Erdogan, trădată de către preferatul meu, Obama, până, dacă vreți, în Irak, și în Iran sunt dosare pe care se poate negocia.
primul dosar la care vreau să mă refer este cel Israel-Palestina, acolo unde Turcia și-a asumat un rol și a intrat, dacă vreți, pe această speță încă înainte de Erdogan. Însă în primii ani de când AKP, Partidul Justiție și Dezvoltare, Partidul Președintelui Erdogan, în primii ani la conducere, AKP a abordat politica convențională a Occidentului, dacă vreți. Să nu uităm că Turcia este primul stat musulman care a recunoscut Israelul. Cred că chiar la un an după înființare, dacă nu mă înșel, în 1949, sper să nu greșesc foarte tare, a fost primul stat musulman care a recunoscut statul Israel. Abia apoi a venit Egiptul mulți ani mai târziu. Deci, în primii ani de conducere AKP, Turcia a aderat la politica convențională a Occidentului, având și, așa cum a spus, o reputație pozitivă în acest sens. Iar înainte ca Erdogan să devină prim-ministru ulterior președinte, în 1926, Turcia și Israelul au semnat chiar un parteneriat de securitate, efectuau exerciții militare împreună. Mai mult decât atât, în 2005 Erdogan a vizitat memorialul Holocaustului din Ierusalim, apoi în 2007 președintele de la acea vreme al Israelului, Shimon Peres, s-a adresat parlamentului din Ankara, parlamentului turc în Ankara, doar pentru că, puțin timp mai târziu, liderul autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, să facă acest lucru. Adică Turcia a reușit să-i aducă împreună pe președintele israelian și pe liderul autorității palestiniene. Ceea ce încearcă Statele Unite de aproape 5 decenii. Ne amintim cu toții, nu, Oslo, Camp David și așa mai departe, și recent acordul Abrahams, care, dacă mă întrebați pe mine, neavând sprijinul și aderarea Arabiei Saudite la aceste acorduri, înseamnă zero spre nimic, deocamdată. Așadar, Turcia a încercat să se poziționeze ca un mediator onest între Israel și Palestina, nu care la acea vreme reprezenta probabil unul dintre cele mai fierbinți și cele mai complicate dosare pe plan internațional. Desigur că acum avem invazia Rusiei în Ucraina și suntem cu toții cu ochii într-acolo, dar a existat viață și înainte de această invazie și cu siguranță evenimentele din Orientul Mijlociu, chiar dacă noi suntem prinși în această problematică regională, ele evoluează și evoluează în feluri și moduri în care, dacă nu ne uităm înspre ele, s-ar putea la un moment dat să ne explodeze în față. Pentru că ele sunt interconectate, de fapt. Se numește interdependență în secolul 21. Ce se întâmplă în Rusia, în Ucraina, poate fi chiar o consecință a unor evenimente din Orientul Mijlociu, dar poate încă nu găsim felul în care să conectăm aceste puncte. Sau viceversa. Apoi Peres și Abbas au semnat la Ankara un acord pentru construcția unui centru industrial în Gaza, nu? Care urma să fie finanțat de Turcia și iată cum Turcia mai face un pas în față. Această mediere a eșuat pentru că în timp ce Erdogan încerca să medieze, israelienii au atacat fâșia Gaza. Atunci a fost un moment în care, la Davos, dacă nu mă înșel, Erdogan i-a spus președintelui Peres lucrul următor. Nici măcar unui șef de trib nu-i vorbești pe un ton atât de ridicat, adică armele, dar rămite președintelui Republicii Turciei. Știți cum l-a numit lumea musulmană și arabă pe Erdogan după acel moment? Cuceritorul de la Davos, Conqueror of Davos. Deci iată, a mai făcut un pas înainte în lumea arabă. Aici a intervenit și variabila Siria, unde inițial iarăși Erdogan a avut un rol pozitiv și a fost apropiat de președintele Assad, dar după izbucnirea primăverii arabe și a războiului civil, desigur, lucrurile s-au schimbat. Despre Irak, ce leagă iarăși una dintre variabile sau una dintre constantele, scuze, care leagă Turcia de Irak și Iran, sunt curzii. Problema curdă este una dintre cele mai fierbinți probleme ale Turciei și sunt multe puncte comune în care Iranul și Turcia au cooperat și a spus, a subliniat și domnul profesor Petrișor Peiu,
Turcia a fost, dacă vreți, înainte de începutul războiului din Ucraina, a fost un hub regional energetic. Pentru că noi așa avem atâtea sancțiuni asupra Iranului, dar gazul din Iran a ajuns în Europa și ajunge acum, când noi vorbim, prin Turcia. În afară de acele conducte și acele sisteme menționate de domnul Petrișor Peiu, acum când noi vorbim, Turcia exploatează o resursă de gaz din regiunea Pars, regiunea de sud, o provincie de sud a Iranului, care se numește Pars sau Fars, dacă vreți, iar compania de exploatare a gazului din Turcia exploatează această resursă și o aduce în Europa, acolo unde beneficiari sunt, printre alții, inclusiv Germania. Dosarul nuclear iranian, despre care probabil știți cu toții, în acest dosar Turcia, alături de Brazilia și, mă rog, Geneva și Viena, au găzduit unele dintre cele mai importante negocieri pentru finalizarea a ceea ce s-a semnat în 2015. Și a mai fost Muscat, despre care nu vorbește nimeni, pentru că nu e așa, Omanul este acel micuț stat din Golf care negociază tot și creditele și le asumă China și Turcia. Dacă se va întoarce Turcia spre China, repet, ce spuneam mai devreme, Turcia spre America, da, Turcia se va întoarce spre America, dar și America se va întoarce spre Turcia, pentru că de-a lungul timpului au fost factori politici americani care au spus, oare dacă Turcia intră pe axa, schimbă axa și intră pe axa răului, nu Bagdad, Corea de Nord, Teheran, dacă schimbă axa, și atunci a venit președintele Obama așa cu o ofensivă fermecătoare și a spus, avem nevoie de Turcia, nu? S-a dus în Turcia, în acel faimos turneu din 2009, a ținut un discurs în Istanbul și apoi s-a dus la Cairo, unde a ținut, nu-i așa, discursul despre reunificarea lumii musulmane, care alături de discursul de la Praga pentru neproliferare nucleară l-au făcut probabil să fie preferatul meu. Vă mulțumesc frumos și sper că Șeherezada... Mulțumim! Orientul Mijlocie și mai complicat, tot președintele Obama, dacă ne amintim, atunci când și-a ales pe curs ca principalii parteneri, a reușit să transmită în Turcia un semnal pe care probabil că nici astăzi nu l-au șters din conștiința publică. Atunci a explodat antiamericanismul în Turcia aproape fără limite. Dacă tot vorbim despre America și despre relația cu Turcia, am să-i dau microfonul rapid doamnei Olga Raluca Chiriac, mulțumindu-i că se află alături de noi și rugându-o să ne împărtășească gândurile domniei sale în 15 minute despre tema discutată aici. Mulțumesc mult și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să am oportunitatea să stau să ascult lucruri și să învăț lucruri pe care mărturisesc, nu le știam. Am să mă retrag din specificul turc și o să discut un pic despre perspectiva Statelor Unite. O să fiu destul de pragmatică, așa cum ne place nouă să fim. Și am să încep prin a vă ruga să stabilim o diferență foarte mare între nivelul declarativ și acțiunile Statelor Unite în politica sa externă. Pentru că nu, de multe ori nu sunt aliniate și acest lucru este foarte important dacă vorbim despre relația bilaterală cu Turcia sau despre Marea Neagră, relațiile bilaterale ale Statelor Unite cu foarte multe țări. Primul punct pe care aș vrea ating trei puncte foarte scurt, în mai puțin de 15 minute. Primul punct despre care aș dori să vorbesc este că Statele Unite și politica lor externă este diferită de politica externă a celorlalte mari puteri și politica externă a celorlalte țări, fie din Europa sau alte continente, pentru că Statele Unite sunt responsabile pentru securitatea foarte multor țări, mai ales din Europa. Și perspectiva pe care o are Washingtonul asupra Europei s-a schimbat foarte mult în ultimii 30 de ani. Acel faimos Pivot Asia din 2015, favoritul nostru comun Barack Obama, dacă am putea să-l votăm pentru a treia oară ar fi minunat, nu a fost o poveste, chiar s-a întâmplat altfel decât poate am fi crezut noi că se va întâmpla. Normal, vorbim de sisteme și de cum sistemele interacționează
unele cu altele, pentru că acest mare sistem de state și sistemul global este compus din mai multe microsisteme. Dar s-a întâmplat și dacă mergem în Washington DC și ascultăm discuții despre politica externă a Statelor Unite, nu vom auzi foarte multe despre Turcia, nu vom auzi foarte multe despre Marea Neagră, despre problemele din Balcani sau chiar Marea Baltică. Poate vom auzi un pic despre Arctic, dar aceea este cu totul altă discuție. Din acest punct de vedere, am să ating fiecare punct din punctul de vedere al Turciei și al Statelor Unite și cum afectează această relație Marea Neagră și implicit România. Deci la nivel, privesc lucrurile multidimensional din perspectiva Washingtonului, primul nivel la care m-aș uita ar fi nivelul global. Repet, prioritatea este Republica Populară Chineză. Acest lucru nu se va schimba indiferent de cine va câștiga următoarele alegeri și nu s-a schimbat nici sub Donald Trump, nici sub Joe Biden. Ce înseamnă asta pentru Europa? Mă duce la punctul 2. Pentru Statele Unite, în general, Europa este sinonimă cu NATO, pentru că în Europa, după cum am citit și în noul concept strategic al alianței, amenințarea numărul unu este Federația Rusă, iar din punctul de vedere al Statelor Unite, dacă mă întrebați foarte valid, cred că Statele Unite fac îndeajuns în alianța transatlantică pentru a proteja Europa din punct de vedere militar cu NATO. Și aici aș adăuga, pentru că am stat și am ascultat un pic despre polarizarea sistemului intern al Statelor Unite. Da, este o societate foarte polarizată, dar comparat cu Turcia sau alte state, sistemul federalist s-a dovedit a fi foarte rezilient. Ca dovadă, nici Barack Obama, nici Donald Trump nu au reușit să schimbe foarte mult politica, direcția politicii externe. Al doilea punct este punctul economic. Aici privesc lucrurile din punctul de vedere al Statelor Unite și al EU. Noi privim acest conflict ca pe un conflict economic și ne axăm foarte mult pe partea de economie, geoeconomie. Dacă ne uităm la Federația Rusă sau la China, este un conflict socioeconomic. Este foarte important să, și aici mă aflu în prezența unui specialist și sper că este de acord cu mine, dânsii privesc lucrurile din altă perspectivă, lucru pe care îl folosesc foarte mult în relația cu Turcia, mai ales din punct de vedere al discursului. Al treilea punct pe care vroiam să îl discut este Marea Neagră. Pentru Statele Unite, Marea Neagră nu este un punct, nu am întâlnit oameni în Statele Unite să mă cunoască și să spună, Marea Neagră. Dar pentru Turcia, pentru România, pentru Rusia, Marea Neagră are altă însemnătate, are o altă, știm istoria acestui spațiu strategic, știm legăturile, schimbările care au avut loc teritorial, Moldova, Ucraina, Georgia și spațiul post-sovietic. Americanii nu se gândesc, uite, convenția de la Montreux, Georgia și Ucraina, de fapt, nu sunt semnatare ale acestei convenții. Se gândesc că Montreux, Turcia controlează Marea Neagră, noi avem Incirlik Base, totul este ok. Ce înseamnă asta pentru Marea Neagră? Înseamnă că pe viitor, pentru că suntem concentrați pe China și, din păcate, nu putem aloca aceleași resurse către celelalte zone ale lumii, înseamnă că țările din Marea Neagră sau țările europene vor fi nevoite să definească la un moment dat și să construiască această strategic autonomy despre care tot povestim și așteptăm încă cu nerăbdare să se întâmple. Dacă întrebarea acestei dezbatere a pornit de la întrebarea se va întoarce Republica Turcă către Statele Unite din punct de vedere strategic, eu aș spune că nu s-au despărțit niciodată, pentru că dacă scoatem discursul și scoatem partea electorală și politică despre
drepturile omului, nu că n-ar conta, dar de multe ori alegerile politicienilor nu sunt întotdeauna pentru non-proliferare nucleară sau pentru drepturile omului. Vedem că Statele Unite și Turcia au continuat să aibă o relație foarte bună din punct de vedere militar. Armata turcă este o armată pe care Statele Unite se bazează foarte mult, nu numai în Marea Neagră. Turcia a fost foarte importantă în criza emigranților, care ar fi putut distruge Europa din punct de vedere economic și social, pentru că ar fi fost prea multă presiune și Turcia știe acest lucru, îl folosește foarte mult în discursurile, pe bună dreptate, pentru că am fost acolo în perioada aceea și am văzut cât de mult efort au depus autoritățile de la Istanbul și Ankara să acorde acestor emigranți condițiile cele mai bune, refugiați, pardon. Încrederea despre care am discutat înainte a existat în ciuda acestor tranzacții pe care Republica Turcă le-a avut cu Federația Rusă din când au cumpărat armamentul lor. A fost o despărțire, dacă mergem să citim documentele eliberate de Departamentul de Stat despre intenția și agenda ambasadorilor noștri în Turcia, este foarte clar. Turcia este un aliat foarte important și la nivelul, revin acum la nivelul global, având în vedere câte schimbări au loc, nu mă refer acum la Ucraina, mă refer la China, India, Brazilia, chiar mari puteri, unele din ele, puteri nucleare, care acum încep să aibă un cuvânt mai greu de spus în dinamica globală, nu cred că alte elemente ale discuției vor schimba într-un fel relația dintre Statele Unite și Turcia. Din contră, din punct de vedere economic, devine mai puternică și să nu uităm și domnul președinte Erdogan și Donald Trump și domnul președinte Biden, oricine va veni după dânsul, toți sunt politicieni, vor să fie realeși, o să folosească în discursul lor tot felul de probleme pentru că acelea acaparează headline-urile. Dar din punct de vedere al politicii pure, pragmatice, Turcia a fost întotdeauna un partener strategic foarte important pentru Statele Unite și cred că va rămâne așa. Mulțumim, e o diferență uriașă între să privești de sus din cer o regiune și să te uiți de la firul ierbii. Lucrurile, sigur că perspectiva până la urmă creează fenomenul, dar oricum poate mai discutăm vreodată despre, sigur că Turcia e un partener important, dar detaliile contează sau nu contează, cât contează S-400, cât contează F-16, F-35, lucrurile acestea cum vor evalua, ne interesează pentru că noi nu avem privilegiul de a privi lucrurile de sus, noi le privim tot aici, în mica noastră lume. Apropo de mica noastră lume, am glumit, nu e chiar așa de mică, o să discutăm acum despre cum se vede dinspre Europa, Turcia sau Turcia dinspre Europa. Să-i dau cuvântul domnului Andrei Stoiciu, mulțumindu-i că este alături de noi. Cum se vede Turcia domnului Erdogan de la Bruxelles? Pentru că pare că nu se vede foarte bine. Bună ziua, mulțumesc. Numele meu este Andrei Stoiciu, lucrez pentru Uniunea Europeană, în special pe partea de comunicare strategică. Am fost 3 ani de zile team leader pe asistență europeană în Turcia, la Ankara, și aș vrea să fac o prezentare mai scurtă decât colegii, pentru că deja s-au spus multe din cele care voiam să le spun, maxim 10 minute, și să povestesc un pic cum se vede de la Bruxelles Turcia, dar și mai ales cum se vede din Turcia Europa. Și să vedem ce putem învăța noi ca români din această situație, pentru că, așa cum au spus distinșii mei colegi, toată mass media europeană era fascinată de înfrângerea previzibilă a lui Erdogan și au fost complet depășiți de situație, cum de altfel au fost și în situația cu Orban, unde de asemenea au fost complet uimiți de ce s-a întâmplat. Aș vrea să prezentarea mea o să fie despre pe două teme. Unul
instrumentele folosite în relația între Turcia și Europa și, al doilea, narativele care există în această relație, pentru că, dincolo de politica oficială, există narativele în societate care, de fapt, condiționează ce, să spunem, ce se va întâmpla și forțele profunde. S-a spus aici că Turcia lucrează pe trei dimensiuni ideologice, dimensiunea Imperiului Otoman, unde, care era, bineînțeles, în opinia lor pluralist și gestionau multe populații, dimensiunea etnică, care o vedeți dacă vă duceți și în Kazahstan, dacă vă duceți, nu mai spun, în Azerbaijan, în Turkmenistan, vedeți peste tot această, să spunem, comunicare în care Turcia se vede ca o mare frăție și Erdogan de multe ori era prezentat, inclusiv în campanii de comunicare, ca lider a 200 de milioane de turci, înțelegând prin asta și turcii din Azerbaijan și turcii din Kazahstan, chiar dacă ei nu neapărat se definesc ca turci. Și evident, dimensiunea islamică, despre care s-a mai discutat aici, nu o să insist, în care Turcia este și apărătorul islamului. Deci ei au cel puțin trei narrative ideologice, în timp ce Uniunea Europeană are doar unul singur, cel pe care îl cunoaștem, democrația, valorile europene, alianța nord-atlantică, bun. Iar de la aceste narrative, deci, Turcia folosește și o serie întreagă de instrumente în relația cu Uniunea Europeană, pe care Uniunea Europeană de multe ori nu le înțelege, nu le gestionează. Evident, s-a discutat aici, nu o să insist, despre impactul economic. Turcia vrea să fie noua Germanie. Relațiile diplomatice, da, au depus solicitarea de a face parte din, pe atunci era Comunitatea Economică Europeană, în 1987. Și Erdogan a declarat, continuăm aceste discuții, bun, că ele sunt fictive, că vor duce la o integrare, nimeni nu crede, dar se continuă aceste relații. Dar mai sunt o mulțime de alte instrumente pe care Turcia le folosește cu Uniunea Europeană, care nu sunt atât de bine înțelese la noi și de multe Uniunea Europeană este depășită de asta. În primul rând, instrumentul militar, mă refer la situația directă și la provocările care sunt pe frontiera cu Grecia, care sunt permanente, iar foarte des în narativele turcești, insule grecești sunt prezentate ca fiind din spațiu vital al Turciei și vor trebui eliberate, demilitarizate. Deci aici vorbim despre incursiuni aeriene, mici frecușuri pe frontiera maritimă, care în mai multe și dezvoltarea unei capacități militare de intervenție, în care Turcia și-a pregătit un portavion, are cel mai mare portavion din regiune, după fine, din regiune și aproape la fel de mare ca al Franței, o capacitate de intervenție în afara țării, în zona mediterană, cel puțin. Apoi s-a discutat despre arma migrației, în care Turcia a folosit-o cu înțelepciune în interesul național pentru a presiona Europa să ofere ajutoare, dând drumul la butonul migrației când a dorit, iarăși un instrument de, să spunem, hibrid de utilizarea forței pe care Uniunea Europeană l-a gestionat un pic descumpănită, livrarea de arme peste tot, finanțarea de miliții în regiunile frontaliere, milițiile turcești din Libia, din Sudan, din aceste regiuni care sunt la frontieră europeană, și transferul de tehnologie. Deci aceste instrumente toate sunt folosite de Turcia în relația cu Uniunea Europeană și ele vin pe baza unor narrative, în care aici o să mă despart un pic de colegii mei, care sunt mult mai ambițioase decât cele de a fi simplu partener al Europei sau al Americii. Asta este o viziune care o consider insuficientă. De fiecare dată când lucram la Ankara și venea Uniunea Europeană să discute despre proiectele europene care voiau să asistența, da, turcii erau dispuși să ia banii, bineînțeles refuzau orice fel de proiect pe zona de drepturile omului, societate civilă, cel mult, bun, facem o expoziție cu artiști, cu fotografie, cu mai știu eu, mâncare, dar absolut nimic pe drepturile omului. Chiar am fost la o ședință la un moment dat când se discuta despre recunoașterea holocaustului armenian și turcii replicau în stilul lor foarte isteț, spuneau, doar nu credeți că Turcia este capabilă să organizeze, noi suntem dezorganizați, noi nu putem organiza un holocaust. Vă închipuiți un pic reacția europenilor în fața unui astfel de discurs. Așa. Și un narativ care este foarte puternic, pe care noi în România nu-l vedem, noi în România considerăm Turcia ca un imperiu care de multe ori a fost turcul, ne-a ocupat,
în, și vorbesc de zonele extremiste, în manuale la universitate, la ei, în cursurile, la ei, există acest narativ că ei sunt cei care, nu numai că ne-au cei civilizat, dar noi suntem cei care i-am stricat pe ei. Idei cum ar fi corupția, bacșișul, vicile, desfrâu, au fost, din păcate, impuse de popoarele din Balcani asupra turcilor. Și din acest fel, Turcia a fost cea care a fost cumva nedreptățită în cadrul Imperiului. Deci asta este un narativ pe care noi nu-l auzim aici. În partea de negociere cu Europa, ei acceptă numai bani pe partea de infrastructură. Eu am lucrat, de exemplu, un proiect mare de trenul rapid între Ankara și Istanbul, în care turcii au venit și au spus că acceptă banii și tehnologia europeană, dar vor să facă trenul nu este european, a venit că trenul care unește Turcia și de aici, încă o dată ne întoarcem la narativ, Turcia cu Europa, iar Turcia a insistat, nu, unește Europa cu Turcia. Noi suntem centru. Deci și în acest, vedeți, acest narativ nu acceptă ideea de a fi un simplu accesoriu partener al Uniunii Europene. Iarăși lucruri care sunt mai puțin știute la noi, dar sunt importante narativul. Cea mai populară carte când eram în Turcia era despre un război între Turcia și America pe care Turcia îl câștiga, deși America bombarda podul din Bosfor. Probabil că știți despre serialele turcești cu Valea Lupilor, în care vitejii turci, sunt de 10 ani serialele astea, vitejii turci se luptă cu occidentalii vicleni și răi care vor să distrugă Turcia. Și în acest sens, următorul narativ și aici închei în relația cu Rusia, Turcia nu este anti-occidentală sau pro-occidentală, mare întrebare dacă este, va trece în tabăra răilor, cum spunea aici un coleg. În narativul diplomatic, în Turcia, ei se văd ca parteneri de drum într-o lume în schimbare. Parteneri de drum cu Rusia nu înseamnă că sunt aliați, se mai și bombardează, se mai și împung, se mai și așa, dar sunt parteneri de drum pentru că au un obiectiv comun, schimbarea ordinii mondiale. Evident, în corelar, asta însemnând că Europa este văzută ca o putere în declin, în care Turcia ea deja este prezent acolo. De multe ori Erdogan a spus, noi suntem, avem 11 milioane de turci în Europa, suntem mai mulți turci în Europa decât multe state europene. Și în corelar, narativul anti-occidental cu tremurul provocat de americani, atentatul de la Istanbul, în care oficialii turci au refuzat condoleanțele trimise de ambasada americană, spunând, știm bine că voi l-ați organizat. Deci, toate aceste narrative în societate depășesc, să spunem, relațiile diplomatice și fac un frame în care funcționează acest naționalism turcesc sau vederea, organizarea lor în relația cu Uniunea Europeană, care de multe ori este descumpănită și nu are instrumentele. Și încheie aici spunând că când am negociat acel contract pe infrastructură cu trenul rapid între Ankara și Istanbul, turcii au spus, vrem să mai facem încă o linie. Erau două linii, una dus, una întors. Și Uniunea Europeană, cu mecanismele birocratice, a venit și a spus, bun, dar asta o să fie complicat. Cum separăm banii? Cum facem? Cum organizăm? Că acolo noi avem niște termeni de referință, un caiet de sarcini. Iar Turcia a spus, nu, o facem încă o linie și încheiem cu o zicală turcească, caravana își va găsi ordinea odată ce a pornit la drum. La care delegatul responsabil Comisiei Europene a spus, nu înțeleg ce treabă are caravana, că suntem aici, vorbim de tren de rapid. Și Turcia a spus, noi cu această persoană nu mai avem ce discuta, pentru că nu înțelege ce înseamnă o caravană, nu poate lucra în Turcia. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, mulțumim pentru această prezentare. Până la urmă l-au schimbat pe funcționarul acela sau nu? Da, trebuie să mai înveți și ce înseamnă caravană, dacă vreți să le prezint Turcia până la urmă. E și asta o lecție. Ultima temă, dar în niciun caz cea din urmă, Marea Neagră. Cum se vede Marea Neagră atunci când ai privilegiul să te uiți la din avion? F-16 sau F-35. Cum se vede de la firul ierbii și, evident, cum se vede de la București? Domnul general Paulu Hurmuz, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Sper că se aude. S-au ridicat atât de multe probleme încât, efectiv, mă bucur că sunt ultimul vorbitor, pentru că sunt extraordinar de multe lucruri care, efectiv,
m-au determinat să îmi schimb puțin ideile pe care vreau să vi le prezint, însă pentru că nu încerc să vă conving de nimic, o să mă refer strict la niște lucruri care s-au întâmplat, eventual să vin cu o concluzie, deși cred că multe lucruri care s-au spus aici pot fi considerate concluzii. Aș vrea să pornesc de la un articol foarte interesant care a apărut pe site-ul Larix recent despre sindromul Sèvres, despre ceea ce s-a întâmplat cu Turcia la sfârșitul primului război mondial, când încă exista padișahul, sultanul, nu fusese încă schimbat. Și să vă spun că multe lucruri pe care noi încercăm să le înțelegem astăzi pornesc de la niște realități. Sykes-Picot, acordul dintre cei doi diplomați britanic și francez, a existat. În 1916 și probabil că ar fi interesant să avem o dezbatere numai pe acest subiect, pentru că asta ne va ajuta să înțelegem ceea ce se întâmplă astăzi. Din păcate, așa cum foarte bine se explica aici, social media a reușit în mai puțin de 10 ani să modifice dramatic lumea în care trăim. De ce? Pentru că au apărut două funcții, share și like. Și cu chestia asta s-a distrus practic acel middle ground care exista în societățile democratice, mai ales, și tot spațiul de discuție și, din păcate, și de influențare a deciziilor politice a ajuns în mâinile a 5% în extrema stângă și 5% în extrema dreaptă, care sunt atât de puternice încât oamenii care sunt inteligenți și au ceva de spus preferă să tacă, ca să nu fie cancelați, anulați, cancel culture. De aceea este foarte ușor să gândim cu mintea noastră de acum lucrurile care s-au întâmplat acum 100 de ani, să zicem. Sykes-Picot, după mine, descrie excepțional de bine cum se face politica și cum s-a făcut istoria. Este interesant din acest punct de vedere și în niciun caz nu încerc să aduc argumente în favoarea unei părți sau alteia, dar în 30 octombrie 1918 Imperiul Otoman de atunci a semnat un armistițiu la Mudros. Două săptămâni mai târziu, britanicii au considerat că nu îi interesează ce au semnat și au ocupat Mosulul. Mosul a rămas o problemă pentru foarte mult timp. În 37 a fost un tratat la Saadabad. Interesant, Iran, Irak, Afganistan și Turcia. Țări despre care discutăm și în ziua de astăzi. Și acum aș vrea să revin puțin la zilele mai apropiate de noi și tot așa să vă ofer câteva elemente care să ne ajute să înțelegem realitatea așa cum a fost ea. În 1983, Irakul, care era în război cu Iranul, a semnat un acord cu Turcia pentru controlul frontierei dintre cele două țări. Și în 1983 este și anul în care PKK-ul a decis să treacă la lupta armată. Practic, ce a determinat acest acord? A dat posibilitatea forțelor armate turce să intre în nordul Irakului, de câte ori au considerat necesar pentru a ataca ținte PKK, în limita a 50 de kilometri în interiorul Irakului, cu condiția să dea un telefon la Bagdad cu jumătate de oră înainte. Vă imaginați ce schimbare dramatică
a fost pentru Turcia primul război din Golf. Când alte puteri au acționat acolo și pentru a înțelege dilema pe care Turcia a avut-o atunci, în 1991, președintele Turgut Özal a dorit să se implice, să fie alături de Statele Unite. Dar ministrul de externe al Turciei și șeful statului major general, care la vremea respectivă reprezenta în Turcia, al patrulea demnitar al statului, după președinte, prim-ministru și președintele Parlamentului, și-au dat demisia, pentru că nu au fost de acord cu decizia președintelui Turgut Özal. După finalizarea războiului, sau în sfârșit acea finalizare nefinalizată, s-a introdus măsuri de protecție în sudul și în nordul Irakului. În nordul Irakului, dincolo de paralela 36. Acolo au fost, în primul rând, SUA, Canada, Marea Britanie și Franța. Vă pot spune, ca unul care am studiat la Colegiul de Stat Major de la Istanbul, că tot ceea ce s-a întâmplat în nordul Irakului după primul război din Golf a fost extrem de, cum să spun eu, dureros. Adică lumea este tentată să lege, așa cum bine a explicat cineva aici, lucrurile care se întâmplă astăzi numai de anumite personalități. Nu, ele sunt niște lucruri care vin, cum să vă spun eu, de departe, au o anumită, cum să vă spun eu, consistență și continuitate. Și turcii, inclusiv militarii turci, erau foarte nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în nordul Irakului prin acea operațiune de protecție a populației irachiene de la mai sud de paralela 36. Și n-a fost absolut nicio surpriză că atunci când președintele Sezer, spre finalul 2002, când s-a întâlnit cu președintele Bush Junior, situație în care președintele Statelor Unite l-a informat că intenționează să declanșeze a doua operațiune împotriva Irakului în 2003, președintele Turciei, chiar înainte de câștigarea alegerilor de către AKP, i-a spus foarte clar, fără o rezoluție a ONU, Turcia nu va participa. Cred că prim-ministru era Ecevit la vremea respectivă. Și, într-adevăr, în martie 2003, Parlamentul turc a votat împotriva participării Turciei și împotriva folosirii teritoriului Turciei pentru al doilea război din Golf. Este interesant de menționat la acest moment că România, în 2003, la fel, am avut șansa să particip la întâlnirea respectivă care a avut loc la Londra, în care mandatul național a fost foarte clar. Fără o rezoluție a ONU, nu participăm la operațiuni militare. Asta a spus România și a făcut în 2003. Vom participa la misiunea de stabilizare atunci când va exista un mandat al ONU. Și așa s-a întâmplat. Vă dau doar fapte, nu interpretări, asta le puteți face dumneavoastră. Un alt element care mi se pare important să înțelegem. În 1999, NATO a început bombardamentul asupra Iugoslaviei. Iar Turcia a participat la misiunea NATO, dar avioanele de luptă turce nu au participat la absolut nicio misiune de bombardament. Au avut doar misiunea de a însoți avioanele de bombardament și de a le proteja. Atât. De asemenea, este foarte interesant de remarcat faptul că autoritățile turce au avut grijă atunci, în 1999, să informeze autoritățile de la Belgrad asupra acestui fapt. Pentru că, oricât ni s-ar părea de ciudat, indiferent de regimul care a fost la Ankara, au avut grijă să-și păstreze niște uși deschise cam peste tot.
Și revenim la zilele noastre. Relația cu Rusia, care a fost menționată în mod repetat aici, cred că o descriere corectă a relațiilor Turciei, nu numai cu Rusia, ci și cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană, este aceea de compartimentare a acestor relații. Pentru a putea să rezolve anumite lucruri și să eviți altele. De pildă, în momentul în care în 2019 dronele turcești Bayraktar loveau sistemele rusești din Libia, Rusia și Turcia fiind de părți opuse în conflictul din Libia, avioanele rusești de transport aterizau în Turcia pentru a livra sistemul S-400. Nu s-au încurcat unele cu altele. Cred că de foarte mult timp, nu este o chestiune numai de un an, doi sau zece, Turcia s-a străduit foarte tare să aibă o capacitate de negociere. Însă, așa cum am spus la început, lumea s-a schimbat. Lumea s-a schimbat foarte tare. Mecanismele de luare a decizii, mai ales la nivel politic, în sistemele democratice, mecanismele sunt foarte dificile. De ce? Există, cum cineva menționa mai devreme, social media. Orice lucru. În momentul în care vezi miniștri de externe din lumea asta, care la 10 minute după ce au terminat o întâlnire, deja au pus pe Twitter sau pe altă platformă chestia, te întreb despre ce diplomație mai vorbim. Este foarte greu. Chiar cineva glumea la un moment dat și cu asta mă opresc pentru că nu vreau să vă rețin atenția mai mult și dacă e nevoie poate mai discutăm la întrebări și răspunsuri dacă vom avea această fază. Ce ar fi dacă toate platformele astea de social media ar fi închise pentru o săptămână? Vă dați seama câte probleme s-ar rezolva. Vă mulțumesc! Așa cum depinde România, trebuie să-și asume pactul Ribbentrop-Molotov, să discute despre asta. Pentru că pactul Ribbentrop-Molotov a fost ceva de genul ăsta. Noi nu mai trebuie să discutăm despre lucruri care, de fapt, fundamentează foarte multe dintre deciziile care se petrec astăzi sau care nu se întâmplă astăzi, dar care au efecte majore pentru regiunea noastră. Așa cum turcii își asumă, mă rog, o istorie, sigur, cum și asumă ei, un pic imperial, un pic ieșirea din Kemal Atatürk cu Kemal Atatürk cu tot, ca să zic așa. Probabil că n-ar fi rău să amintim și noi dacă discutăm și e de bun augur că cineva din Statele Unite a venit să ne atragă atenția, domnule, dar aveți și voi Ribbentrop-Molotov, n-ar trebui să discutați și voi despre el, că noi aici suntem, privirea noastră e puțin prea ca la firul ierbii, din păcate. Am reușit să ne încadrăm cu o depășire de 7 minute în timpul alocat. Multe dintre subiectele pe care, sigur, ar fi meritat să le discutăm, nu au avut loc în această dezbatere. Despre Orientul Mijlociu și Turcia, e fascinant în această specie este că, imaginația, Turcia a crescut de la începutul anului 2000 cu două războaie lângă ea. Războiul din Irak, războiul din Siria, este ca și cum Germania s-ar fi dezvoltat având un război în Franța, ca să păstrez comparația. Și în pofida acestor războaie și conflicte și tensiuni, Turcia a reușit să crească economic de o manieră absolut spectaculoasă. Când ai două războaie lângă tine, sigur că n-ar fi rău să fie democrație în Turcia, dar e foarte complicat să-ți imaginezi un sistem democratic în Turcia cu, din 2000 încoace, într-un regim de securitate care a arătat așa cum a arătat. Și ideea că aceste alegeri ar fi întors Turcia în așa o situație ideală, de multe ori am impresia că visăm să ne întoarcem la o situație în Turcia care n-a existat niciodată acolo. Când a fost Turcia cu adevărat democratică sau după standarde europene, asta e o întrebare pe care, sigur, mai căutăm răspuns. Indiscutabil că tot acest peisaj ne-a făcut pe toți, cel puțin pe mine,
să plecăm îmbogățiți de la această dezbatere extrem de consistentă și de grea. Mai avem însă timp pentru câteva întrebări presante, dacă sunt, sau comentarii, dacă sunt. Iar dacă nu avem aceste presiuni maxime din partea publicului, și se pare că nu le avem, atunci mie nu-mi rămâne decât să mulțumesc celor care au fost parte activă la această dezbatere, colegilor noștri care se află aici, cu promisiunea și din partea dânșilor, sper, și din partea noastră, că ne vom mai revedea în aceste formate, chiar dacă subiectul ar putea să nu fie neapărat Turcia, cu promisiunea că după vacanța mult așteptată o să reluăm dezbaterile noastre pe politică externă, probabil că Republica Moldova, geopolitica ortodoxiei, pactul Ribbentrop-Molotov, de ce nu, ar putea să fie niște subiecte cu care ar merita să începem. Nu pot să trec peste faptul că ultimul eveniment pe care îl vom organiza nu aici, ci la Biblioteca Academiei Române, va fi prezentarea Barometrului de Sănătate Publică a României. Un eveniment cu date extrem de interesante la Biblioteca Academiei Române pe data săptămâna viitoare, miercuri 28 iunie, dacă nu greșesc, va fi prezentarea acestui barometru, mică tradiție. E la ediția a treia acest barometru de securitate la care vă anunțăm, la care vă invităm deja de pe acum. Mulțumindu-vă celor care sunteți prezenți în sală, celor care ne-ați urmărit pe online, vă așteptăm alături de noi la viitoarele evenimente și vă propun să încheiem această discuție cu aplauze pentru cei care au făcut-o atât de consistent. Mulțumesc.